Vă prezint un caz clinic al unei paciente care a venit la noi în această situație, 4 dinți restanți la maxilar și mai mulți dinți restanți la mandibulă afectați de boală parodontală, dinți mobili cu numeroase abcese. Am inițiat intervenția mandibulară, unde datorită acestei boli parodontale și a rezorpției osoase care a fost produsă de această boală, am fost nevoit să facem o reconstrucție osoasă, am realizat plasarea implantului și concomitent adiția osoasă, iar la maxilar am făcut o intervenție mai ușoară în care am extras dinții, am inserat implanturile și am făcut o minimă adiție osoasă. La 24 de ore după această intervenție am aplicat lucrările provizorii, iar pacienta a putut să-și reia activitățile sociale pierdute anterior. Ulterior, la 6 luni, am aplicat lucrările definitive pe bază de oxid de zircon, în acest caz, care au redat zâmbetul, iar în momentul de față pacienta zâmbește fără niciun fel de teamă. Dacă și dumneavoastră aveți o situație similară, vă așteptăm la un consult pentru planifica o posibilă viitoare intervenție.